Salutare! Sunt nou pe aici, așa că vă rog să-mi scuzați eventualele greșeli pe care o să le fac. Povestea pe care o să vi-o spun s-a întâmplat în urmă cu trei ani, în ajunul Paștelui. Am plănuit împreună cu soția mea o călătorie până pe plaja din Normandia. Eu sunt un mare fan al tot ce ține de cel de-al doilea război mondial și deși m-am născut și am crescut în Franța, nu am avut ocazia să vizitez acest monument istoric. Cei drept, când eram mai tânăr, nu prea mă interesa istoria, dar pe măsură ce am îmbătrânit, am devenit din ce în ce mai pasionat. Trăim în Paris și până pe plaja din Normandia sunt aproximativ 200 de kilometri. Deci un drum pe care poți să-l faci într-o zi, dus întors, fără niciun fel de problemă. Singurul lucru care poate fi un obstacol sunt cei doi copii ai noștri. Dacă aveți copii, știți cât de greu e să organizezi o așa excursie. Pentru că se plictisesc relativ repede și nu interesează nu știu ce monument istoric de acum 70 de ani. După ce am plănuit în detaliu ce și cum, am decis să rămânem două nopți la un Airbnb care arăta superb din poze. Așa că în ziua cu pricina, ne-am trezit cu toții cât mai devreme posibil și am pornit la drum. Mare parte din drum a fost lupta să ieșim din Paris, mai ales că nu am fost singurii cu ideea să plecăm pe undeva în vacanța de Paște. Dar după mai bine de o oră și jumătate, de mers bară la bară, reușisem să ajungem pe autostradă, unde am mers totuși nur. Am oprit în orașul Caen, unde am alimentat și ne-am oprit la un McDonald's pentru micul dejun. Am ales să servim masa în mașină, pentru că cei doi băieți ai noștri erau încă adormiți și nu aveam chef de cine știe ce scandal. Cât am stat în mașină să mănânc, uitasem că de liniștit poate să fie un oraș, fiind obișnuit cu aglomerația din Paris de ani întregi. Mi se pare tare ciudat să nu aud claxoane, ambulanțe și să fiu într-o stare continuă de nervozitate. După ce am mâncat, am ieșit din mașină să fumez o țigară și să-mi țin picioarele. Mai aveam un pic până ajungeam unde voiam. Vorbisem cu proprietarul Airbnb-ului și chiar ne aștepta. Cât am fumat o țigară, am văzut o mașină veche, mai de capul ei neagră, cum au oprit în parcarea de la McDonald's. Din ea au ieșit doi inși îmbrăcați în haine șterse, cu ochi în patru. Cu o seară în urmă, m-am uitat la primul film din seria Jason Bourne și m-am gândit că poate și băieții ăștia sunt niște agenți secret sau ceva. Mă rog, îmi distra mintea cu toate tâmpenile posibile. În fine, după ce am ieșit din mașină, s a uitat la mine și au dat din cap în semn de salutare și au intrat în restaurant. Mi-am terminat țigara și am pornit-o la drum. Cam după 15 minute de condus, m-am uitat în oglinda retrovizoare și am văzut mașina din parcarea de la McDonald's, cum se apropia cu viteză destul de mare de mașina mea. M-am uitat mai atent și am văzut cei doi tipi de mai devreme, deci nu era o coincidență. Cei doi s-au apropiat de mașina mea destul de mult și deja îmi puneam întrebarea cine n ai vor de la mine. Când eram gata să trag de volan spre dreapta, am văzut cum au depășit și au trecut în viteză pe lângă noi. Copiii idioți, mi-am zis în capul meu, ca să nu sperii și restul familiei. Soția mea a observat ce s-a întâmplat, dar nu a zis nimic. Am continuat drumul spre plaja din Normandia și nu am mai avut niciun fel de incident până am ajuns acolo. Când am ajuns în fața casei pe care am închiriat-o, proprietarul ne aștepta la intrare. Un tip la 50 de ani, grăsuț, cu o față haiasă, care cred că a lucrat o viață întreagă în domeniul turismului, la cât de frumos s-a purtat cu noi. ne a făcut un tur rapid, mi-a dat cheile și ne-a urat o vacanță plăcută. După ce am trecut prin procesul de instalare, care durează destul de mult când ai copii, ne-am schimbat în ceva mai confortabil și am decis să -mi ieșim să ne plimbăm și să vedem plaja și ce mai e de văzut pe acolo. Ziua în sine a fost nemaipomenită, chiar ne-am distrat. Și după ce am vizitat tot ce vroiam, am terminat ziua la un restaurant local cu specific tradițional. Am terminat destul de târziu, iar soarele apusese deja pe vremea când am plecat de la restaurant. Nu a fost o problemă pentru că era relativ aproape de casa închiriată, Copiii erau somnoroși, așa că i-am băgat în pat cum am ajuns acasă. După ce am terminat cu asta, m-am retras cu soția pe verandă în spate, unde am băut un pahar de vin și am admirat peisajul pitoresc. Am apreciat acel moment de liniște, iar când ne-am lovit și pe noi somnul, am decis să ne retragem în dormitorul matrimonial. O să vă scutez de alte detalii. Undeva trecut după miezul nopții, am dat jos din pat ca să mă duc la toaletă, care din păcate nu era în camera matrimonială, ci pe horul dintre camere și sufragerie. În sufragerie era un set de trei ferestre uriașe care dădeau în strada principală. Cei drept erau acoperite de perdele, dar în fața casei era un felinar care lumina strada și o bucată mare din sufragerie. După ce am terminat la baie, m-am uitat spre sufragerie și am văzut o siluetă de bărbat aș zice, cum a trecut prin fața ferestrelor lor. Sincer să fiu, era super creepy, dar până la urmă nu poți să opresc oamenii să circule, nu? Am mai stat pe hol uitându-mă la ferestre încă câteva minute, dar nu s-a mai întâmplat nimic. Așa că m-am întors în dormitor, unde m-am întins în pat și am încercat să adorm la loc. Era ciudat ținând cont cât de obosit eram și în general nu am probleme să adorm, dar parcă ceva îmi spunea să nu adorm. Parcă un sentiment mă ținea treaz. Nu știu cât am stat cu ochii beliți în tavan, dar timp să cred că a fost mai mult de o oră. La un moment dat am început să aud lucruri. La început, am zis că-mi imaginez, dar când mi-am dat seama că sunetul era real, m-am dat jos din pat și am ieșit pe holul casei. Atunci mi-am dat seama că sunetul venea de la ușa din față. Curios și speriat în același timp, m-am dus lângă fereastra cea mai apropiată de ușă și am tras un pic de perdea. Când am făcut asta, cele mai mari temeri ale mele am luat viață. Am văzut două siluete de bărbați, îmbrăcați în cap până în picioare în negru, cum făceau ceva la ușă. Bănuiesc că se chineau să o deschidă. Într-o secundă, am fugit în camera copiilor și am luat în brațe. După, am fugit cu ei în camera mea, unde am tras comoda în fața ușii. Soția mea nu înțelegea ce se întâmplă, dar bănuiesc că mi-a văzut fața terifiată și și-a dat seama că ceva rău se întâmplă. Am reușit să bâlbui un sună la 112, fiind într-un orășel destul de mic, nu știu cât de repede aveau să ajungă. În toată busculada produsă de mine, mi-am dat seama că au deschis ușa pentru că auzeam pași grei prin toată casa. Atunci m-am întors pe soția mea și am făcut semn să nu scoată niciun sunet. Copiii noștri erau atât de speriați încât nu au scos nici pâs în toată acțiunea asta. Era clar că bărbații căutau ceva. În sufragerie aveam geanta mea cu laptopul și tableta. Dar cam atât. Dacă le vinzi la un amanet, nu cred că scos mai mult de 500 de euro. Dar bănuiesc că pentru unii sunt destui de mulți bani. La câteva minute, s-a apropiat soția mea de mine și mi-a zis că poliția e pe drum, lucru care mi-a oferit o scripire de speranță. Deodată, casa s-a scufundat în tăcere. Au plecat, m-am gândit eu, m-am lăsat în pace. Am mai stat un moment să fiu sigur și până m-am apucat cu moda să o dau la o parte. Cum am pus mâna pe ea, o buboială puternică a venit din fața ușii dormitorului, urmată de niște urlete într-o limbă pe care nu o înțelegeam. Dacă ar fi să ghicesc, cred că era arabă sau ceva din estul mijlociu. Bum, o altă bubuială. Puteam să văd cum ușa nu mai avea să țină mult, chiar dacă aveam comoda în fața ei și eu care țineam contră. Au urmat și alte bubuieri care s-au oprit brusc când mi-am dat seama că a ajuns și poliția. Nu sunt mare fan poliție, dar după incidentul ăsta am un alt respect față de ei. Până au intrat ofițerii, cei doi au fugit de mult. După ce m-am mai calmat, am vorbit cu ei și am dat o declarație. Când am terminat cu toate astea, soarele răsărea, iar un detectiv mi-a zis că am fost foarte rapid și că decizia mea să iau copiii mai întâi a fost cea mai bună. Vedeți voi, deși aveam laptopul cu tableta la vedere, pe bărbați nu-i interesa asta. Aparent, sunt mai multe găști de băieți de genul ăsta care răpesc copiii pe care îi vând ulterior. Și am un sentiment destul de puternic că sunt cei de la McDonald's pe care i-am întâlnit în dimineața aia. Dacă nu ajungea poliția atât de repede, cine știe ce s-ar fi întâmplat? Sunt 100% sigur că era un armat și nu vreau să mă gândesc ce aveau de gând să-mi facă mie și soției mele. Mă rog, pot zice că vacanța noastră a fost tăiată în scurt și ne-am întors acasă în siguranța apartamentului nostru. Asta a fost prima oară în viața mea când pot să zic că am simțit ce înseamnă teroare adevărată. Și pot să spun cu mâna pe inimă că e oribilă.